cine ar fi fost beneficiarii presupusei scrisori de la Comisia Europeană, Adrian Nestase. Dezvăluiri sublinierei acuzații dure, mi-a fost foarte clar. Un nou scandal imens a erupt în viața politică. O presupus scrisoare trimis de Comisia Europeană în 2012 a declanșat sublinierea un adevărat război. Oficialii europeni s-ar fi interesat de stadiile unor dosare de mare corupție. Printre acestea sublinierei cel al fostului premier, Adrian Nestase. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Nestase a spus cine ar fi fost beneficiarii acestei presupuse scrisori. Mai mult, acesta a lansat sublinierei acuzații dure la adresa fostului presubliniere-dinte, Traian Băsescu. Eu am subliniere tiut de aceste demersuri. Mi-a fost foarte clar ce aceste rapoarte MCV conțin lucruri pentru eliminarea din viața politică a unor oameni care nu mai erau dorici la Bruxelles, dar nici de Traian Băsescu. Semnificația era aceea de eliminare din viața politică a unor persoane politice antipatice la Bruxelles, sublinierei lui Traian Băsescu. Toate prin intermediul Monichii Macovei, a lui Catrine Dai, a tunat Nestase.